Membrii CEC desemnați de fracțiunea PAS din Parlament vor fi persoane cu experiență electorală al căror scop este organizarea corectă a alegerilor. O spune președintele legislativului Igor Grosu, potrivit căruia procedura de desemnare a noii componențe a Comisiei Electorale Centrale va fi una transparentă, iar fiecare membru CEC va fi votat separat în timpul ședinței plenare. Președintele Parlamentului spune că prioritar pentru sesiunea parlamentară de toamnă-iarnă este subiectul aprobării de către legislativa noii componențe a Comisiei Electorale Centrale. Potrivit șefului Parlamentului, CV-urile candidaților vor fi făcute publice, iar dacă presa va depista probleme de integritate în cazul unuia dintre candidați, persoana respectivă va fi retrasă din cursă. Șeful Legislativului spune că în prezent nu este necesară modificarea legislației astfel încât membrii CEC să nu mai fie numiți de criterii politice de către facțiunile parlamentare. Tot Parlamentul este cel care îi votează. De asta nu trebuie să încercăm să camuflăm ceva, să spunem că noi i-am votat, dar nu ni-i asumăm. Noi am avut o experiență mai puțin plăcută pentru pas cu Dorin Cimil. Noi ni l-am asumat, am spus public că este reprezentantul nostru și la un moment dat ne-am schimbat atitudinea față de el. Ulterior am anunțat public că am greșit, a mai spus Igor Grosu. Potrivit legii, cei nouă membri ai Comisiei Electorale Centrale sunt numiți de către Parlament cu votul majorității deputaților. Un membru este numit la propunerea președintelui Republicii Moldova, iar opt membri sunt numiți de fracțiunile parlamentare, în funcție de proporționalitatea din legislativ. Mandatul actualei Comisiei a expirat la 17 iunie.